Primarul Pașcaniului, Marius Pintilie, a explicat în cadrul conferinței săptămânale de presă pe unde vor trece cele două autostrăzi din apropierea municipiului. Discuția vine în urma întâlnirii de miercuri 19 mai, care a avut loc la Prefectura Iași și în care s-au reunit reprezentanții UAT-urilor pe unde urmează să treacă autostrăzile A7 și A8. Întâlnirea pe care am avut-o ieri la Prefectura Iași cu toți primarii din județul Iași, reprezentanța ai UAT-urilor care pe unde trece autostrada A8. Am fost invitați de către cei de la prefectură, au fost reprezentanți de la Ministerul Transporturilor, au fost parlamentari ai României și au fost reprezentanți de la Compania Națională de Drumuri. În principal, discuția s-a axat pe traseul autostrăzii A8. Cele două autostrăzi care vor tranzita zonele din apropierea Pașcaniului ar urma să se intersecteze aerian în zona Pașiștii de la Sodomeni. În acest context, edilul a solicitat modificarea proiectului și a cerut ca intersecția autostrăzilor să coboare cu câțiva metri, astfel încât suprafața afectată să fie mai mică. Menționăm că este vorba despre o pășune de 60 de hectare, care ar urma să servească ca destinație și pentru amenajarea unui parc industrial. Problema este că acea intersecție de autostrăzi este situată într-un mod care ne încurcă un pic, în sensul că din suprafața totală de 60 de hectare a pășunii se pierd cam 12 hectare cu acest traseu de autostradă și am atras atenția că dorim să modificăm un pic acea intersecție de autostrăzi în așa fel încât ea să coboare poate cu câțiva zeci de metri, în așa fel încât să se elibereze o porțiune mare din acea pășune și să se elibereze și calea de acces către pășune sau către viitorul parc industrial. Ședința de lucru de la prefectură a vizat prezentarea și evaluarea datelor necesare pentru actualizarea studiului de fezabilitate în cazul tronsonului de autostradă Ungheni-Iași-Târgu Neamț.